A fost depus un proiect legislativ care prevede, printre altele, interzicerea dreptului de a conduce pe o perioadă de până la 10 ani în cazul șoferilor depistați sub influența drogurilor sau alcoolului. Inițiativa îi aparține senatorului PSD Robert Cazanciuc și vine ca urmare a cazurilor care au zguduit România în ultima perioadă. În acest proiect legislativ sunt vizate mai multe legi care operează în domeniul combaterii traficului de droguri. Senatul va fi prima cameră care va dezbate această propunere.